Mulțumesc, Radu Miron. Foarte bine să fiu aici. Să vorbim de trunk-based development. Vin de la Zenitech, m-am amintit. E acolo. Știe cineva ce e trunk-based development? Avem devi în sală? Mai puțin. Ok. Atunci, să trecem la slide-ul următor. Scrieți software din portbagaj. Nu, nu-i chiar așa. Aveam un plan să vă prezint tot conceptul ăsta, dar l-am schimbat. Înainte să vin aici, mi-am dus copilul acasă de la grădiniță și m-a întrebat, tati, ne jucăm când ajungem acasă? Și am zis, nu pot, pentru că trebuie să merg cu niște colegi să vorbim despre muncă. Și m-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut fața, au rămas așa. Am zis că chiar o las așa sec. Așa că am profitat de ocazie și i-am explicat despre integrarea continuă unui copil de 4 ani. Ok? Am acceptat provocarea și voi ce exemplu ați alege? Cum i-ați explica unui copil de 4 ani? Integrarea continuă. Git. Lego care nu termin. Lego, exact. La asta m-am gândit și eu și i-am zis. Mă duc să le spun colegilor o poveste despre cum să facem o mașină mare de Lego. Și s-au prins ochii așa, au zis că wow. Și i-am spus, cum facem? Ce facem? Cumpărăm toate piesele odată? Dacă le luăm pe toate odată, unul îți scumpe, dar doi, putem să facem o mobilă mare de piese de Lego. Am descoperit microfonul. Și ne putem încurca. Ok? Complicat. Mai degrabă, luăm pe bucăți. Da? Luăm un set de piese, le facem, facem o piesă, facem o roată, o punem deoparte, mai cumpărăm un set de piese, mai facem o roată și încă o piesă și așa mai departe. Și le integrăm încet până când mașina prinde formă. Și am înțeles cât de cât, a fost ok. Mi-am dat seama că ăla era slide-ul cu gluma. Mi-am dat seama că i-am explicat de fapt modelul ăsta, Git Flow, da? Unde luăm și pe un feature branch facem câte o piesă. Când e gata, o luăm și o integrăm. Un model perfect valid pentru noi doi care facem o mașinuță acasă, da? Sau o mașină mai mare. Dar în schimb, dacă ar fi mai multe echipe, dacă ar ia, nu știu, într-o lună cineva termină o roată, dar în aceeași lună mai sunt încă 3-4 echipe care fiecare termină câte o piesă, trebuie să le integrăm pe toate odată. Și atunci intervine problema. Nu prea e scalabil modelul ăsta. Nu ne ajută să ne jucăm cu mașinuța în starea în care vrem și când vrem. Bun, să trecem mai departe. Vorbim de CI/CD. În software development vrem să dezvoltăm produsele software într-un ciclu continuu, astfel încât să oferim clienților noștri ceva cât mai aproape de adevăr, cât mai des, astfel încât să îmbunătățim feedback loop-ul. Da? Ce e feedback loop-ul? E simplu. Clienții au ocazia să experimenteze cu produsul des și să beneficieze de îmbunătățiri dese. Nu trebuie să aștepte câte 2 luni pentru integrarea unui feature major. Nu trebuie să, dacă avem un feature pe care vrem să-l livrăm și nu e un feature mare, nu trebuie să așteptăm după celelalte feature-uri să le integrăm pe toate odată, să ne încadrăm în programul nostru obișnuit de release la 2 luni sau 3 luni sau și așa mai departe. Ce putem face să îmbunătățim modelul ăsta? Trunk-based development. Aici nu mai avem feature branch-uri.
Nu mai facem mașinuța câte o roată, când e roata gata, o integrăm. Ci punem piesele, dacă luăm o cutiuță de piese care reprezintă o parte din roată, de exemplu, le luăm și le integrăm direct în mașină. Nu așteptăm să terminăm roata. O integrăm în produsul final și mergem mai departe. Deci nu mai vorbim de feature branch-uri long-lived, da? Pe care oamenii dezvoltă câte 2-3 luni în continuu, după care se chinuie să integreze împreună cu celelalte echipe care fac același lucru. Pot interveni conflicte, poate ați experimentat unii dintre voi, conflicte o să apară tot timpul la integrare, dar cu atât mai mult pe modelul precedent cu feature branch-uri long-lived. Trunk-based development e o metodologie branchless. Da? Nu mai avem multe branch-uri long-lived, nu avem branch-uri de release, nu avem branch-uri de hotfix, ci avem un singur branch main. În practică, cum procedăm? Fiecare developer își creează într-adevăr un branch short-lived, da? E efemer. Și încearcă să comită des în acest trunk. Da? El va face un pull request zilnic sau la două zile, cu schimbări mici și ușor de digerat și pentru reviewări și ușor de integrat în acest trunchi. Este un enabler foarte, foarte bun la ce am văzut mai devreme, poza asta, CI/CD. Da? Deci, prin trunk-based development putem obține CI, partea de CI. Da, dar ce facem cu roata pe jumătate gata? E integrată în mașină. Nu putem să arătăm mașina clientului. N-am ajuns. Aici este. Vorbim de feature flags. S-a auzit de feature flags? Sunt pur și simplu niște valori booleene, da? Pe care le integrăm în cod și ascundem bucăți din cod, din produsul care ajunge la client, dar ajunge cu roata lipsă, deși noi integrăm continuu în roata respectivă. El vede fără roată, poate să beneficieze de restul mașinii. Mașina poate e un exemplu prost, dar poate beneficia de restul produsului și nu vede o funcționalitate pe jumătate gata. Feature flags merg mână în mână cu trunk-based development și împreună ajută la integrarea continuă, care este enabler pentru deployment-ul continuu și livrarea continuă. Noi folosim așa ceva în practică, nu știu dacă mi-a mai rămas timp. Stau destul de bine. Da, noi folosim așa ceva în practică de 4 ani pe proiectul nostru și facem release-uri de cel puțin de două ori pe săptămână la toate serviciile noastre. Se întâmplă să facem și de 2 ori pe zi, apropo, și release-uim trunchiul principal. Da? Dacă avem nevoie de un hotfix, îl mărgim în trunchi, îl release-uim, bineînțeles, există foarte multă automatizare, foarte multe teste de toate felurile pe pipeline. Dar da, dacă avem nevoie de un hotfix și în același timp avem funcționalități pe jumătate gata, știm că acele funcționalități sunt ascunse de către client și hotfix-ul poate să meargă liniștit, fără să fie feature flagged, pentru că e o schimbare minoră. Da. Cred că cam asta am avut de explicat. Mi-ar plăcea să mă întrebați, dacă aveți întrebări. Și cum ascunzi codul ăla cu if? Chiar pui acolo... Exact. M-am auzit. Și cum? Cum ascunzi codul ăla? Deci codul este, într-adevăr, un if-else. Da? If feature flag, arată chestia asta. Dacă nu, arată chestia cealaltă.
Într-adevăr, acum feature flag-urile pot varia, soluțiile de feature flag pot varia de la booleane simple în cod, care ar necesita totuși schimbări în cod ca să le faci enable. Dar totuși există și soluții third party care permit activarea unui feature flag dintr-un tool la apăsarea unui buton. Exemple, LaunchDarkly, Harness. Tool-urile astea mai permit încă o chestie destul de faină, care este servirea preferențială a feature-urilor. Putem să facem early access pentru anumiți clienți. Putem să testăm feature-uri cu un număr redus de clienți până facem general access. Și da, o chestie faină este că separăm deployment-urile de release-uri. Da? Deci avem deployment continuu, putem să avem 2-3 deployment-uri pe săptămână fără să facem un release, fără ca clientul să vadă ceva. Dar integrarea în tot procesul ăsta nu este o durere. O facem simplu și feature-ul când este gata să fie, să ajungă la client, va ajunge prin apăsarea unui buton. Deci, din perspectiva SEO, Google penalizează site-urile care fac cloaking, adică afișează ceva în cod și altceva clientului. Există riscul acesta de a cădea în capcana unui cloaking? Nu sunt familiarizat cu conceptul, dar probabil că da. Noi n-am avut de-a face cu SEO, vorbim de un produs pe bază de subscription, deci nu ceva care se bazează pe căutări pe Google. Bănuiesc că ar putea fi o problemă, da. Bine, mulțumesc. Plăcere. Dacă am înțeles eu bine, prin feature flag se ascunde o anumită funcționalitate, dar codul respectiv este livrat. Da. Există o soluție astfel încât codul respectiv, dacă nu este enabled sau feature-ul respectiv nu enabled pentru un anumit client, să nici nu fie livrat. Noi nu facem asta în practică, încercăm cumva să balansăm, simt că e o întrebare de securitate în spate aici. Da, e în contextul aplicațiilor safety critical, unde anumite standarde, mai ales de la un anumit level în sus, nu-ți permit să livrezi un cod care nu este executat. Sunt anumite cerințe. Într-adevăr. Asta e scopul întrebării. Într-adevăr. Noi nu facem asta în practică, nu am făcut-o până acum și nu am simțit nevoia. Nu s-au detectat riscuri de securitate, în cazul nostru cel puțin. Bănuiesc că ar putea fi o problemă în anumite cazuri, dar depinde foarte mult și de cum sunt implementate respectivele feature flag-uri. Acum, cele mai vulnerabile vor fi feature flag-urile implementate pe codul de client. Da, dar deseori noi facem asta cu cod de serviciu, de back-end. Și atunci clientul nu are cum să ajungă să facă enable, să forțeze respectiva funcționalitate, dacă în direcția aia mergem. Dacă e vorba strict de cod care nu e executat, atunci, nu știu, mă gândesc că ar putea exista soluții, ne-am putea gândi cum să aducem dinamic, să executăm ceva, să comunicăm cu nu știu, cu un serviciu. Eu întreb în perspectivă, pentru că la un moment dat, pentru un anumit level din aceste standarde, e suficient dintr-un config, turn off a unei funcționalități, dar de la un anumit level în sus, deja nu mai e suficient. Și trebuie să aduci dovezi că nu ai livrat un cod pe care clientul nu are nevoie de feature-ul respectiv, codul acela nici nu trebuie să existe acolo. Am înțeles, deci cumva pe partea de audit de cod. Exact, mai degrabă acolo, da. Da, nu știu dacă reușim să ne încadrăm la așa ceva cu feature flags. E posibil să fie un caz care nu e pretabil. Ok, mulțumesc. Cu plăcere.
Deci să zicem că tu ai avut un feature flag care la un moment dat i-ai dat enable, a mers tot bine, îi dai după aia disable, dar la un moment dat, dintr-un anumit motiv, ai putea să ajungi să-i dai din nou enable? Și dacă da, ce consecințe ar fi? Bun, deci ce se întâmplă? Noi odată ce le dăm enable, ideal ar fi să nu le mai dăm niciodată disable. Da? Deci când e enabled, e enabled și pasul următor e cleanup-ul din cod. Da? Deci i-am dat enable, e o chestiune temporară, apropo, ca să revin un pic și la întrebarea precedentă. Pasul următor e cleanup-ul, dacă totul merge bine. Dacă e nevoie de un fix și dacă constatăm că enabling-ul feature flag-ului respectiv a cauzat o problemă, va trebui, evident, să facem rollback. Da? Și cel mai simplu rollback în cazul ăsta este turn-off la feature flag-ul respectiv. Bineînțeles, aici înseamnă că funcționalitatea a ajuns deja la client pentru un anumit interval de timp, implică comunicare, implică deschiderea unui incident și așa mai departe, tot ce ține de un incident în producție. Dar happy flow-ul e că îi dăm drumul și după aia facem curat. Am înțeles, dar într-o situație de genul ăsta, ce se întâmplă practic? Deci se creează un incident, trebuie iară clean-up și după aia se ajunge să fie făcut funcțional? Deci în cazul unui incident vom face fix-ul care trebuie cu flag-ul disabled. Da? Vom încerca să ne dăm seama care e problema în spatele feature flag-ului respectiv. Când avem rezolvarea și suntem încrezători că totul e în regulă, avem testele de rigoare implementate și pentru cazul nou, putem să-i dăm drumul din nou. Cu un anumit program, evident, aprobat de management și așa mai departe. Și se poate întâmpla și să se elimine cu totul după aceea? Să se elimine partea aceea de cod. Se elimină când se face curat. Deci când facem clean-up, după ce facem turn-on unui feature flag, facem curat și în cod, dispare branch-ul de if-else, dispare feature flag-ul din third-party tools și așa mai departe. Deci e doar o chestiune temporară. Bun. Mulțumim, Radu. Ai avut foarte multe întrebări. Te-am lăsat să-ți faci cap. Și nici n-am ajuns la slide-ul ăsta. Ah, ok. Nu mă pricep la slide-ul. Data viitoare îl pune. Bine. Mersi mult. Haideți să-l aplaudăm.